Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Murder Mystery, acesta este un nou joc, adică a apărut toată cu Bedwars, dar este un joc nou din uh, seria aia de jocuri, prototip ale celor de la Hypixel, Ei bine, este vorba despre niște jucători, de fapt suntem niște jucători, puși într-o căsuță din asta sau într-un login ăsta și, um, ei bine este un, de exemplu, uite, ne dă pe toți random, da? Și eu, spre exemplu, acum sunt un inocent. Un player random, sau nu știu, cred că da, unul singur, un singur player, dintre toți 30 de oameni, sau câți sunt, nu știu exact câți, uh, de fapt nu, 15, sau, mă rog, un player uh, este un killer -ul. Deci noi, deci o să fie un killer, poți să fii și tu killer cel care te uiți acum, uite, să zicem că joci, Poți să fii killer. Și eu puteam să fiu killer, dar eu sunt inocent. Așa pică, pur și simplu, te să ai bulan. Și dacă ai picat killer, trebuie să-i omor pe toți ceilalți inocenți. Iar dacă ești inocent, n-ai ce să faci decât să stai ascuns. Până când, la un moment dat, random, pe hartă, se va spauna un arc. Acel arc, ei bine, cu acel arc pe care îl pot folosi inocenții, poți să omoră killerul. Zic că ăsta nu e killerul și nici ăsta. Nu? nu nimeni. Ok, e destul de riscant, e destul de greu jocul, uh, pentru că nu vrei să fii omorât. A secret passage, aici! Oh my god, ăștia au deschis un secret passage. Uh, nu știu ce e asta cu secret passage dar uh, aparent ne-am uh, ajuns într-un loc în care cred că uh, killerul ne poate găsi destul de ușor. hai să vedem ce este pe aici. Ei bine și ca și killer poți să stai disguised un pic, gen ai o sabie și tu poți să nu mergi cu ea în mână. dacă tu nu mergi cu sabia în mână, el nu te poate observa. Uh, nimeni, uh, Ce inocenți nu te pot observa. Uite, spre exemplu, noi trebuie să, noi trebuie să supraviețuim 2 minute și 30 de secunde, atâta mai avem acum. Și am supraviețuit 2 minute. Deci probabil vă 5 minute ai de supraviețuit în total cam așa. Și dacă l-ai supraviețuit, ai câștigat. Și cu goldul ăsta din câte știu poți să-ți cumperi chestii. A, ah, cineva a omorât murderer-ul, vedeți? murderer este tipul ăla care pică random și e cel mai bulănos pentru că poate să-i omoare pe toți. Poate pic Show murderer, ar n a vrut să stau foarte mult uh, până pic sau chestii de-astea. Sperăm că pic Show instant ar fi super. Uh, dar e un joc foarte, foarte interesant. Dacă vă place, fratele, și mai vreți episodul din continuare, nu uitați și voi să apăsați butonul de like, să nu noi cât mai multe like-uri la acest episod. Și... Poate vom mai filma Murder Mystery. Este al doilea joc cel mai popular acum, după altul al treilea, după Skywars, de fapt Bedwars e primul, iară sunt inocent, e destul de să Peach să pici. din 15 player, da, 15 player, deci din 15 player dacă pici Murder, tu ești super jmecher, pentru că te distrezi cel mai tare, iar acum o să stau ascuns aici, nu știu, să sperăm că nu o să mă găsească acel Murder, The detective has been killed. Ah, deci, a, deci, ah, nu, stai, băul la îl are un detectiv care îl primește. Ok, noi acum trebuie să găsim... Uh, că nu e pe aici murderul. Ucigașul, criminalul. puteai să spunem criminal. Noi trebuie să găsim uh, arcul acela cu care îl putem omorâ pe criminal. Fără arcul acela, criminalul ne poate omorâ în voie timp de mult. De -o, 5 minute. Și mai ar vă, 3 minute acum. Dacă îți dau o bucată, moare, Adică nu te bați cu el sau ceva. Nu, ți-a o bucată, ai murit. De-aia zic că... Și n-ai de unde să știi cine este. Uite, tipul ăsta se cam plimbă după mine și e cam dubios asta e, ce, asta e cel mai pampi... Asta e cel mai pampi... pal Pampi Cel mai palpitan lucru, că nu știi cine este și... Uite arcul Ale, ale 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 Ale, ale Vede după mine Ale Ale, ale Pentru că păzea arcul Ați văzut? Ale Vă zic eu sigur că ale, pentru că... Tipul păzea arcul acolo să știi dacă... Uite, ăsta-i? Sau nu? Nu e sau nu? E altul acolo Asta e, pentru că tipul păzea arcul, vedeți, oh, murder kill me, a, ah, am uitat că pot să arunce cu sabia, what the fuck, ok, dăm play again, ne bagă în alt meci da, am uitat că tipul poate să arunce cu sabia, frate, am uitat de chestia asta, ah, deci trebuie să ai destul de mare grijă și tipul dacă păzește arcul practic e destul de bine, da, nu știu, hai să vedem dacă reușim noi să picăm o dată murder, ar fi super. A, ah, inocent iară. Măcar să... Da, de fapt, măcar dacă aș fi fost detectivul. Detectivul e cel mai tare. Detectiv sau murder. Pentru că faci ceva. Eu ca inocent pur și simplu trebuie să stau în viață, știi? Și dacă moare detectivul, uh, trebuie să iau arcul. Ok, murdererul a primit sabia. Hai să vedem acum cine e murderul. Să sperăm că nu o să fie pe lângă mine. Pentru că nu aș vrea să mor. Și... Uh, acum... Apa. Chestia nașpa e că... Ale, ale. L-am văzut. E pe acolo, unul dintre aia trei, cred. Cred, nu știu. Open trapdoor, vedeți? Eu am niște gold. Unde mă gold? -ul? De fapt, gold-ul trebuie găsit și pot să deschizi trapdoor astea și toate chestiile astea. Deci sunt foarte, foarte interesant, de fapt. Ia, date, te de tine. Ora Nu. No. Ok. Uite, am găsit un gold. Acum că avem un gold, îl putem folosi, de exemplu, vedeți? Sunt chestiile astea, trapdoor-urile astea, ca să scrisi sau chestii de... Hop. Și am deschis asta. Unde noi putem să mergem dacă vrem, dar nu stiu dacă murim. Nu, nu mori. Oh, lol. A, ah, nu mai am gol acum. A, ah, și nu mor, de ce n-am sărit? Putem să sar. Uh, tipule, deschide la, deschide la, deschide la. Open, open, open. Open asta. Ăsta, bă, bă, că n-am bani. Eu. Ai ah, e trap Am murit, nu așa? Da, asta era ideea, că mor dacă tu cazi aici. A, ah, de aici zice mă trap <laughs> Logica lui Alex, da. Deci dacă pici într-un trap mori Nu Nu știam chestia asta Mama. Watchdog has banned players in the last 7 days Watchdog announcement Ah, adică dacă ai hackeri ok pentru ca Se ocupă oamenii de hackeri Oh my god, iar sunt inocent am, am, <sighs> Oare am și eu norocul să pic? O dată, pentru că încerc să filmez Murder sau măcar fucking detective Nope Nope, 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 ok Hai să vedem ce face tipa asta. Cred că am săritoare e așa. E o tipă săritoare. zic că n-ai sabie. Bun. Nici tu? Ok. Nici tu? Ba da. Ba nu. Doar am dat eu critică și cred că de aia. Um, da, deci e... E destul de... E destul de greu minigame. E un minigame destul de complicat și o să cer să filmez și mai multe clipuri în seara asta. Măcar până la ora 1, că după că vreau să mă culc. Pentru că mâine am o zi mare, ies cu vera, îl mă duc cu vera la film și... Ah, uite, pot să mă fac rapid transport. Deci dacă am doi gol, pot să fac rapid transport ăsta în caz că e să vin aici criminalul. Și vreau să știu care este criminalul. Zic că nu știu nu, nu e el. Ba da, el era. V-am zis, n-aveți de unde să știți care este el. Asta este și ideea, asta este ceea ce ne omoară pe noi. Pentru că noi nu știm cine este criminalul. Și criminalul pur și simplu poate să fie lângă tine și tu să nu știi mica chestia asta se poate, știi, și exact cum am pățit eu mai devreme. Și, și tipul efectiv s-a jucat cu mine, stătea și nu făcea nimic, ați văzut. Iar sunt inocent. Ok, încercăm. Încercăm. Bun. Măcar de-aș găsi un loc unde pot face niște parcurean. Pot să sar acolo? Cred că pot de aici. Ba, nu, nu pot. Cred că pot așa? Nu, nu poți. E special făcut. It looks like I have speed 100. Ah, ok. A secret passage, unde? Cineva a deschis un pasaj secret. The Nether. Poate și, ne și în The Nether un pasaj secret pe undeva, dar nu cred. Pasajul ăsta, pa... Zim că nu ai armă, te rog. Nici tu? Nu, no, n-are cum. Pentru că gold. Atat timp cât are un gold. A, ah, uite, ne urcăm aici și din câte știu... Am mă Hai să căutăm post Nu, aici nu văd. Nu cred că e niciun murder. A, a fost omorul murderul. Ok, să sperăm că... Păi se pare că câștigă multe meci, adică e mult mai ușor, dar să sperăm că mă dă și pe mine o dată murder. Sau... Uh, tot pronunț așa murder. Deci eu pronunț și dar mai bine e zi criminal, dar că uit. Și îmi place mai mult în engleză. Și cum să zic murder? Deci ori murder, ori... Dacă pic măr, mamă ce ciudat arată cu foc așa pe mine, vedeți? <laughs> ori pic criminal, ori pic uh, detectiv, aș vrea să pic și unul în două. Iar inocent, frate! Ok, ce drept, avem timp să filmăm, dar în ritmul acesta cred că nu o să pic în niciun meci, nimica. Măcar să nu mor. Murder gets his sword in 2, 1, here we go! A primit sabia, bun, să fim atenți. Odată ce a primit sabia, deja devine din ce? De deja devine periculos și... Nu pot să sar acolo, nu, nu. No. No, aș fi vrut să poată fi, să fi de astea ascunse. Oh, deja l-am omorât. Easy. Hai avem poate pic și eu. Dacă pic, vă jur că eu mor pe toți, pentru că știu că am mai jucat ce am picat murder, dar... Acum aveți și voi, n-am noroc. N-am fucking noroc, dude. ai nu deloc greu, da. Na, să ai bulan. De să ai noroc, asta e chestia. Și pe aici poți să faci ceva, oare, până începe sau? Ai ah, e un parcur. ah, uite așa. Și așa. Oh, what? Sunt prea mult și mă stresează. Așa, am ieșit. Innocent! Wow, ce surprinzător! Chiar surprinzător, sunt inocent. incredibil. Da. Mă ascund aici. 3, 2, 1. A primit sabie aici, lângă mine. L-am auzit. Asta e, nu-i așa? Cred că asta e. Lol. Wow. Ce ascunzătoare bună are tipul. Cred că o fac și-o pe asta, fiți atenți. E. Yeah. Că nu mă observă nimeni. Că oricum numele noastre nu se văd, nu, nu Nu, se văd numele noastre. Și pot să stau, uite aici. Uite așa. Pe, e, yeah. un pic mai, A, așa, Ale. Wow! Vă place ascunzătoarea mea? Sunt cam imposibil de găsit și cred că o să stau, uite așa. Pentru că nu cred că mă poate găsi nimeni și o ascunsătoare bună. Pur și simplu iau mâinile de pe mau și tastatura și vedem dacă găsim ceva. E. Yeah. If anyone comes into the king's bedroom, they are gonna get shot in the face. Ce drăguț. Ce drăguț. Sunt susit acum din cauza aparatului dentar. Și mi se pare așa de ciudat pentru că... Uite-l, uite-l. Nu cred că mă va recunoaște. Ce credeți? Wow! How did you see me? Ok, cred o să, o, să, o să stăm pe spectate. Cred o să stăm pe Spectre pentru că oricum mai sunt puțin și poate pic și o murder. Poate, poate. Nu știu ce să zic. Și n-aș vrea să ies pentru că există o șansă și n-aș pa ca muri. Dar chestia e că te bate ușor, chiar dacă încerci să fugi, pentru că aruncă cu sabia după tine și este cam imposibil să scapi de el, pentru că sabia aia Vine într-o viteză. Nu știu dacă se poate și te reporta. Nu mai știu exact de lucrurile astea. Asta e problema. Nu le mai știu. Și... Watch out. Find survivors easily. Uh, se pare că și detectivul a fost omorât, ceea ce este foarte, foarte nașpa, pentru că detectivul uh, era cam singurul care putea să ajute cu ceva oamenii. Hai acum cu spectator settings. Uh, uh. You lose the murder. Au murit pe toată lumea murderul. Uite, cam asta vreau și o să fac pentru că e destul de greu să mori. E, adică, E destul de ușor să fii murder, dar te să ai și bulan să pici. Asta v-am și zis. Azi e marea problemă. E aici vreun parcurs să cred pe aici pe undeva? Îl știu ăștia, cred. Cred că. Ah, da, uite-l. Lol. Vreau să-l fac până începe meciul. Hop. Ok. Ah, ăsta-i tot parcul, Am înțeles. Inocent din nou. Wow. Ce tare, frate. Cred că m-am jucat inocent foarte mult. Dar vreau să pic o dată și eu murder. I wanna be murder. Am băgat caps? Mă rog. Oh my god. I wanna be murder. Murder. Mă rog, doar să-mi răsp... Nu, nu, nu. Zici prieteni noastră, nu-i așa? Suntem prieteni? Da. Bun. Dacă suntem prieteni... Eu sunt super ok. Eu încerc să stau cât mai mult în viață. Nu vreau să fiu prins, tipul ăsta nu. Ok. Deci e destul de greu, v-am zis. E un joc destul de greu. E, e ok, adică... E n-aș să fii inocent, pentru că n-ai nicio putere, decât dacă moare detectivul. Și detectivul de obicei freacă menta, practic. Deci detectivul freacă fucking menta. Și chestia n-aș e că n-ai de unde să știi. Pentru adică el este un criminal, criminalii niciodată nu știi când te pot lovi, pot fi și până și prietenii tăi, exact ca în acest uh, joc. Ah, dacă putem să stau pe ăsta, cred că putem să fac un parcurs frumos de aici, dar... Uh, eu încerc să gau parcururi ascunse, că alt treabă n-am. Și, na. Ah, uite, uite. Uite, interesant aici. E interesant loc, un parcurs pe care tocmai l-am găsit. The detective, detective has been killed. Find the bow. Hai să căutăm arcul acum. A player pick up the bow? Și o să mă mare probabil și pe ăsta. Sau poate chiar vom omorâm murderer-ul. Pentru că e destul de ușor cu arcul, dar și ăla are puterea aia de aruncă în tine sau vine la tine sau nu știu exact ce face, din câte am văzut a aruncat, cel puțin în mine atunci, a aruncat, wow, ce tare acolo, e, wow, ce tare efectul ăsta a făcut, e că l-aș face și eu peste, pe serverul meu când o să-l deschid, bine, mai e mult de muncă la serverul meu, dar e un efect care pare și mai acolo, ok, hai să vedem, hai să vedem băieți dacă reușim și noi să facem ceva astăzi. Dacă picăm și noi odată murder. Pentru că, măcar să pic, măcar să găsesc arcul cu meciul ăsta. Dacă găsesc car meciul ăsta e ok, pentru că fac și eu ceva. Nu doar mă ascund și fug și sunt un laș. Și oricum îmi plac foarte mult hărțile. Hărțile sunt chiar bine făcute. Îmi amintesc de hide în sicul vechi. Uite pe tipul ăsta. O, oh, are un loc bun. Ah, ce fraier sunt. Trebuie să mă rugăm înapoi acum. Am știu cum. Pe aici? Da. Cred că da. Uh, poate e un parcur ascuns sau ceva? Cred că da. Cred că pot prin parcur. Ia stați. Stați. Hop, 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 hop. Și de aici așa, așa, așa. Și așa, și de aici nu mai există nimica, dar măcar știu că de aici nu poate prinde așa de ușor, pentru că sunt bine ascuns și cred că poate poți aici, da. Dar de aici nu mai știu cu nimica. O să stau uite aici pentru că totuși văd ceva. A, a venit și tipa asta la parcur. Păi, în cazul acesta eu am să beau apă, pentru adică sper ca tipul asta să nu fie un murder. A, de fapt cred că murderul e mort. E un murder varză, având în vedere că mai sunt 12 inocenți rămași și doar un minut jumate de joc. Ok. Cred că după meciul ăsta... Ok, da, e sigur a fi ca murderul. După meciul ăsta, mai joc un, mai intru într-un meci. Văd dacă pic murder sau nu. Tipa asta are cu. Văd dacă pic murder sau nu. dacă nu pic, îmi bat picioarele sau ce. Și nu mai joc. Ok. Au, omor, l-au găsit până la urmă. Hai să vedem dacă pic și eu o și o dată pentru că încerc să fucking filmez și eu ceva. Ok, Creeper Girl la a prins. Încerc și eu să filmez ceva și nu pic murder. Hai să vedem dacă există vreun parcurs și pe aici. Trebuie să existe, că dacă există cam peste tot. dă -te mă. Bă. Um, nu aici, cred că trebuie să cobor dacă vreau parcur. Oricum se termina acum, adică începe. Da, sunt în ce iar azi vedem dacă pic. Nu știu că poți să pici detectiv din câte știu sau ceva de genul direct de la început. Nu știu exact, tot așa. Vedem acum. Da, deci cea mai probabil nu o să pic. Da. Bun. Sper că vă v-a a plăcut acest episod. Din păcate n-am picat nici măcar o dată. Am avut ghinion astăzi. Am avut ghinion. Dar dacă vă place și mai vreți episoade în continuare să vedeți cum este să fi și murder sau alte chestii de astea, eu o să mai filmez și cine știe poate în episoadele viitoare o să picăm și noi murder. Adică în episodul viitor dacă a fi să mai filmez, promit că o să fac în așa fel încât să picăm și noi murder. Sau, nu știu. Detectiv, măcar. Măcar ceva. Uh, da. Eu am fost să ales fratele, noi ne vor vedea la viitoare. Pa pa.